este online un pic de linie, vă rog. Okay. Domnul Bana, eu nu știu să văd la mine cum a sunat. Acum intră. Prezent sau online? Nu, Bana. Nu, prezent. Prezent. Consemnați ca absenți.
30, eu și Ana eram încă aici. Eu și Ana am plecat urmă. Eu știu că îi omenește să greșești, îi omenește să te supui ordinilor șefilor, mai multe lucruri, dar vrem să știm și noi adevărul, să nu fim luați așa în căuși, știți? Așa mi se pare. Că am fost luați așa, în pleasă. Aveți un răspuns la treaba? Da, așa cum spuneați și dumneavoastră, de regulă se respecta ora. Cât se mai întârzia, 2-3 minute, dar ora era respectată. Sfertul de oră și nu contează. S-a întâmplat odată. Motivul din care s-a întâmplat, convocarea a fost făcută la 8:30. Dispoziția de convocare a fost făcută la 8:30. Eu îmi cer scuze că ați fost anunțați la ora 8. Deci eu îmi cer scuze că ați fost anunțați la ora 8. Doamne, invitația tuturor colegilor de aici, pentru tot Consiliul Local, a fost scris de către dumneavoastră ora 8. Nu 8:30, adică și acum ne prostiți? Cum să ne spuneți 8:30 când acest document este emis de către primărie și dat tuturor, nu cine s-a spus prin telefon? Aia scrie în document, ora 8. Pe urmă mințiți din nou când scrieți în procesul verbal 8:30 și noi am fost prezenți aici, am stat până la 8:30, am văzut că nu vine nimeni, am plecat acasă. Și la, spuneți că la 9, fără nu știu cât, s-a ținut ședința online. Domnul vă arăt pe telefon că mă sună domnul primar la 9:10 și m-a rugat și l-a sunat, a sunat pe fiecare în parte și m-a sugărat și m-a rugat măcar unul, doi oameni să participe ca să treacă. Eram aici când v-a sunat. Deci și cum spuneți că la, deja la 9, fără un sfert, fără 20 de zi, era în curs de desfășurare. Și online, pentru că s-a mâncat să zic ora 9, pe ora 9, doamna Fac, n-am mai dat online, ai dat la examen. Și telefonul s-a dat la cancelare. Cum a putut să-i doamna Sandu după ora 9 online? Cum da? Deci trebuie să-l fost online. S-a răzut la doamna, doamna, se gândesc ca să... I-a spus și absenți. Am venit la ora 8, noi suntem și absenți la acest. Deci asta ce am venit la ce? Că am venit la ora 8, venim toți la... V-ați rugat să venim de urgență, că aveți un... Nu știu ce mare proiect, care trebuie salvat în prefectura, cu domnul prefect, din asta. Venim apoi și la ora 8, plecăm noi toți, pleacă Ienache, pleacă Rumini cu... Plecăm cu toți la ora 8:20, chiar la 8:30. Eu revin înapoi și ca să văd cum puteți să știți. În patru persoane, era nouă părăsări, era nouă părăsări, doamnă, și acum a spus la 8:30, a spus ședința, a, sem, chiria și cei de la trei, adică, doamnă. Dar la minciuna asta nu faceți altceva decât de creați niște probleme colegilor și dumneavoastră. Eu o să contest, știți, noi, PNL-ul, o să contestăm acest proces de val. Pentru că n-am fost, în primul rând, noi n-am fost absentanți. Am fost prezenți. Să dovedim că am fost prezenți. Asta sunt martori la liceu, sunt martori, dar nu puteți să spuneți absentanți. Dacă era ordinară și era red cu bani. Și pe ce atunci? Și pe ce atunci? Nu mai așa se mai vrea să te ridici. Să te mie și așa, pentru asta vin aici. S-au mutat la nimeni. Pentru ce? Până să ține așa din. Da, haideți să vedeți. Nu, 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 a doua la mână, a doua la mână, trebuia să acum la ședința asta să prezentați procesul de debare de la ședința cealaltă anterioară ordinară, la care noi am fost puși procesul. S-a supus la ședința anterioară. Nu, nu, trebuie să dați procesul de debare, l-a supus, l-a supus. Nu vorbesc de luna cincea ordinară. Vorbesc de ședința aia, trebuie acum la ședința. Când am pus bilet, dar n-am spus, le primiți. Când ați luat? Da, pe 24, erați la ușă și a zis, domnul Chiriac, vă dau, a zis că nu le vreți. Dar cum dacă eu m-am absentat, dacă mă dame pus absent la ședință? O consiliere la cea. Se termine, domnul Chiriac. Toată, adevărat. Da, domnul. Dragilor, s-a comis, s-a întâmplat lucrul acesta, haideți să găsim o soluție, pentru că deja s-au emis două hotărâri din Consiliu. Și aceste hotărâri, bineînțeleg, am înțeles și urgența și necesitatea lor. Eu vă propun să aduceți modificările solicitate de grupul de consilieri. Benefic. Să ne înțelegem bine, ca să nu mai... Altfel trebuie să atacăm... Altfel, hotărârile de consiliu luate. Da, o să modific ora de procesul verbal. Refăcut procesul verbal. Vă rog să nu mă întrebăm. Așa. Și găsim, adică să găsim o formulă, pentru că au fost luate deja două hotărâri. Și asta ar însemna să fie anulate. Procedurile, prefect și așa mai departe. Au dreptate din grupul de consilieri pe care înțelegem și omisiunea sau greșeala care s-a făcut. Eu zic că
să refacem procesul de bal, să-l supuneți la vota la ședința următoare și toată lumea o să fie mulțumit. Dacă sunteți de acord cu propunerea. Da, îmi permiteți o secundă. Nu, nu faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, faptul că te minte în față și că te consideră un nimic. Știți? Adică, ce, bă, degeaba vorbești. Degeaba vorbești. Ce? Am eu dreptate, că suntem majoritate. Nu crede babu nimic. Nu, eu așa văd lucrurile. Deci dacă eu îți spun, domne, exact ca, cum am stat lucrurile, și dumneavoastră spui că nu, nu am stat așa, a stat cum spun eu. Suntem niște oameni cerebrali și înțelegem a mea de așa. Păi așa, am greșit, asta s-a întâmplat, mi s-a impus lucrul ăsta, eu am executat și gata. O trebuie să trece pe să sunteți de acord cu propunerea pe care am făcut-o. Dar sunteți de acord cu votarea pe care am dat și astăzi. Și la ședința următoare prezentați procesul verbal, așa cum am solicitat și din Consiliul PNL. Și mă citați și deci prezent sau rău? Da. Realitatea. S-a greșit sau omis? Asta este pentru a nu se amăgă cele două hotărâri luate. Asta înseamnă să facem un pas. Eu, de exemplu, nu votez ăla cu mie de metri lui Mărușel. Deja s-a văzut. Asta e, dacă ori să ne luăm. Eu nu sunt de acord, știu, sunt discuția acolo. Când n-am avut, nu știu, nici nu am mă dreia de față. Deci noi vorbim doar de prezență, acum și schimbarea ori, am înțeles. Dar ce am luat? Nu mă ajutem. Deci din punct de vedere juridic, hotărârile luate și-au făcut efect deja. Ei, nu-i contestăm, să-i suspendăm de până asta. Asta rezultat să facem. Să le contestăm în contencios. Problema e când noi... În procedură care e mare... Și care e problema? Nu, nu, ce vă spun? Eu vă spun. Procedura juridică, da. Cineva trebuie să învețe odată și pentru totdeauna, că lucrurile trebuie să făcute corect. Nu doar mereu mint, până cât de luni, cât de marți, cât de nu știu când. Dar mă rog. Cum hotărăști majoritatea. Va fi rectificat. Deci convocat pe 24, iar ședința s-a ținut la 9.40. Doamne, v-am zis, faci o cerere, schimbați ora, doamne, dar acum, ce i-a votat pentru? Eu n-am văzut, eu nu pot să votez tot pe unul ceva. Nu-i dat în casă, dar primăria, nu mă știu că nu-i dat în casă, nu-i dat acasă. Asta e problema, și faci un om, dar nu-i dat în casă. Nu trebuia, doamna Sedea, trebuia mea ca altul convocare, ora o convoc, dar trebuie să fac exact. Haideți să trecem peste... Faceți-vă treaba, noi facem treaba și gata. Și? Faceți-vă treaba. Supune-o la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă nu vii, vei cum... Păi am zis cu modificări! Deci cu modificările care ați spus? Da, modificările! Sunteți pentru și apăși mai mult. Da, aici este menționat la programul, dar pe online și nu am fost prezent. Da. Am fost prezent la ora 8, exact cum a menționat domnul consilier Chiriac, dar la 8 am votat timp. Am votat online, deci eu nu pot să fie... Eu o să fie reflectat adevărul în proces verbal și sunt de acord și cu votul. Nu redactez nici votul, sunt de acord și cu proces verbal. Dar în condițiile realității... Ai 8.30, ai votat online? 8.30, zic maxim. Am mai văzut 8.30. 9.30 face cu ședința. Omule, domnul Paris era, m-a sunat domnul Paris la 8.30. Domnule, dar nu se discutase deja documentele, domnule, la ora asta. Poate greșesc 50 minute, nu știu. Păi, domnule, aia asta nu înțelegeți că nu se leagă în altă ceasă. Nu știu ei. Dar asta nu vă spun exact. Păi, uite, vedea, uite-te, să vezi că e 9.14 minute. Uite, vezi. Da, să vă spun. Dar e mai mult, așa este. 9.14, da, cum? Ați văzut să mă împarcă? Nu mai știi exact ora, dar nu-i așa. Da,
Era la Bacău. Da, plecasem noi, noi am plecat. Dar era la Bacău. Am stat câteva minute. Da, la urmă. Da. Era nouă. Deci 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. La 9 și 14 minute. Da, da. Păi, la 9 și 14 minute. 9 și 14 minute. Ai mințit. La 9 și 14 minute. Nu mai ca doamna să mă înțeleg. Dar nu mai ca doamna să mă înțeleg. Doamna s-a făcut până la 19, doamna a corectat. Nu, domnule, nu era la corectat. 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 Suntem asură, dar răspuns. Deci, bună ziua, doamnă și doamnă consiliere. Nu mai asta fac, știți să ceva, nu știu ce să faci. Unii. Convocatorul de astăzi pentru ședința ordinară, ca și materialul de azi, avem trei puncte. După cum urmează, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de mediu și cheltuieli și a taxei și a listei de investiții pe anul 2021. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2022. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului de funcție a statului de specialitate a primarului comunei sau studenții Bacău. Și diverse, supunem la votul de adezie. Votul pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, 14 voturi pentru, 0 abține, 0 împotrivă. Și avem și o suplimentare a ordinii de zi, pentru un proiect de hotărâre. Privind aprobarea pusă de candidat pentru a oferit o primă votare a primitului de cei locală din cadrul aparatului și comunitatea primarului comunei Sascu. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi, voturi pentru, împotrivă, se abține cineva. 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. La diverse o să mai avem niște cereri, așa cum le-ați primit și materiale de ședință, dar asta le vom discuta la actorul de diverse. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru 2021. Comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil, dar erau discuții. Discuții, vă rog, să vă scrie alte voturi. Domnul consilier, Marius Iotache, dacă avem discuții la rectificarea de buget și cheltuieli. Să termin, domnul consilier. Da? Atât? Domnul consilier, aș vrea să fie fundamentat. Când am fost invitați din partidul politic la construirea bugetului de 2021, alături de domnul consilier Echim, domnul primar ne-a promis mie personal atunci că la prima rectificare bugetară va mai suplimenta pentru investiția, pentru lucrarea punctului de lucru sanitar la Berești și încă 10.000 de lei. Rugămintea și amendamentul meu sunt să mai suplimentăm de la transportul la consul cu încă 10.000 de lei. Deci asta înseamnă 100 de milioane de lei. Ce spuneți, domnul? Vă rog. Toate rectificările astea sunt rectificări care se fac pentru funcționare, toate rectificările care se pot muta de la un capitol la altul, se pot face doar din luna viitoare. Luna viitoare vom avea rectificare de buget pentru cestea noastră și pentru ce mai avem în restul de acolo. Ca să nu se iubiți. Astea, dacă vedeți, sunt aplicate rectificări din același capitol. Consiliere, doamna consiliere, doamna consiliere. Vă rog să menționați că am solicitat. Vă știți așa să vă rezolva la rectificarea și rectificarea. Dacă mai sunt eu, să vă supăm la vota consiliere. Votul pentru? Da, e la de viață. Împotrivă? Se abține cineva? 14 voturi pentru, 0 abține, 0 împotrivă. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2022. Comisia numărul 1 favorabil.
Comisia Molodoiți? Favorabil. Comisia Molodoiți la nivel. Discuții. Favorabil cu discuții de la domnul. Dacă ține din buget, ca să nu mai țin doamna contabil, trebuie să facem acum o discuție. Nu, 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 ceva, pe zonă. Așa, la punctul 2, da, discuții, mai am scris, da. Așa cum am discutat ieri în comisie, vreau să insist și doamna secretară să menționeze procesul verbal, că am stabilit de comun acord toți consilierii ca pentru cetățenii comunii Sascut care desfășoară activități de comerț stradal, în speță și cei care desfășoară în cursul săptămânii activități de comerț în piață, să fie taxați, ai noștri, din comun. Pentru ceilalți să rămână taxa stabilită aia de 10 lei. Am semnalat aici, stimați consilieri, cum vă știți, nu se poate. O secundă. Sunt contracturi expres și consilieri din codul fiscal în care se pot face scutiri. Aici e o scutire. Doamna secretară, noi, Consiliul Local, am stabilit în toate comisiile că pentru cetățenii comunii noastre să nu percepem taxe. Pentru că vine un nenea care vinde și el o ceapă, un pătrunjel și tot la oamenii din comună vin. Mă păsire, oameni, semnalați-o structurii pentru a comuna pe lucrurile care nu se cazează conform legii în acest proiect de hotărâre și în ședința următoare, ținem un proiect de hotărâre în acest scop ca să nu poate să vedea funcționare. Da, ca să intrăm în cadrul meu. Tocmai din această cauză am fost. Deci, domnul consilier, v-ați asemănat așa, cum am vorbit ieri. Pentru tot teritoriul comunii Sascut, în toată perioada din săptămână, stradal, pentru cetățenii care au act de identitate pe domiciliul comunei Sascut, și pentru sâmbătă, întâi. Pentru cetățenii din comuna Sascut. Ia pentru ceilalți care vin taxe. E susținut la Sascut. Exact. Bun. Ca să înțeleg proiectul de hotărâre în acest sens, chiar puteți să fiți și inițiatorul proiectului, dacă tot noi comentăm. Dacă am discutat-o la urmă, deci nu e o problemă în viața. Mare drag, poate să vină din partea tuturor. Bun. Eu nu vreau să fie că eu. Dacă mai sunt alte discuții la... domnul Păstel. Dragi colegi, v-am mânat o mică comparație a valorilor taxelor și impozitelor locale percepute de OAT Sascut în 2021, respectiv de valorile taxelor și impozitelor prevăzute de codul fiscal 2021, actualizat. Vă rog să analizăm împreună acest draft și mai presus decât atât v-aș ruga să suspendăm, să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect, deoarece valorile taxelor și impozitelor la Sascut sunt mai mari decât prevede codul fiscal. În condițiile în care, în mediul rural, oamenii sunt necăjiți, este datoria noastră să aplicăm codul fiscal. Nici de cum să îi împovărăm și să le cerem mai mulți bani decât prevede codul fiscal. Deci rog actualizarea sumelor, ținând cont de prevederile codului fiscal. Mulțumesc. Iar dacă nu se va suspenda, vin totuși cu un amendament, așa cum am discutat în ședințele de comisie. Ideal ar fi să fie repus pe ordinea de zi a altei ședințe. Mulțumesc. Corect. Am fost chiar aici ca să am o răspundă toată. Având în vedere că acest proiect raport se impune de către cații publici să-l actualizăm, eu aș propune, și chiar dacă le supunem și la vot, ca în proiectul care venim în următoarea ședință, să actualizăm toate taxele și impozitele conform celor și să facem o dezbatere cu toți consilierii, să venim fiecare cu propuneri, acolo unde putem să discutăm, acolo unde putem să scădem, să facem de comun acord, să rectificăm tot proiectul de hotărâre. Noi nu putem vota acest proiect de hotărâre în forma în care ne este prezentat. Nu suntem de acord cu forma în care îl aduceți spre cunoștință. Deci trebuie întâi să faceți modificările și apoi sigur vom analiza. Modificări legale, conform codului fiscal. Asta însemna că trebuie să mutăm pe luna viitoare. Sau ședința extraordinară, nu este o problemă. Da, ceea ce sunt finanțe și lucruri se impun acum la votate, am să avem actualizarea de aceste indicii cu inflația. Și a însemnat când ne ducem acum, domnul consilier, cum aș fi comunicat cu noastră primar și știți exact cum să percep toate aceste proiecte de hotărâre în colaborare cu cetățenii publici, ceea ce vreau sancționa. Acum,
noi ca putințare până cursul unitar putem să facem și avem timp să facem dezbatere publică. Noi ne facem treaba noastră, ceea ce am încasat până acum, ca să putem să avem bază legală și apoi să actualizăm ce e pentru anul următor. Deci gândiți-vă că nu poți să faci, da? Pentru anul ăsta deja s-a făcut. Deci noi facem pentru anul următor taxe și impozite, ca să mergem cu proiectul hotărârii. Domnul viceprimar, v-a duc la cunoștință că cetățenii comunii s-a scut deja și în anul prezent și în mandatul precedent. Și mandatul precedent. Au plătit taxe mai mari de degea. Mă scuzați că sunt gică contra și am sărit în sus când am descoperit că și salariile angajaților primăriei sunt mai mari. Dar rolul nostru aici în Consiliul Local este să apărăm cetățenii. De acord? Și eu sunt cetățean acolo și eu plătesc, deci nu mă faci să zici că eu aș plăti ceva. Da, da, dumneavoastră plătiți de 80 de milioane și lumea asta, marea ponte de salariat și pensionari cu pensii mai mari. Cum ați spus că n-am spus? Dumneavoastră, plătiți aceleași taxe mai mari, cum ați spus, așa, și vă afectează și pe dumneavoastră, dar dumneavoastră nu se simte dintr-un salariu din 50-60 de milioane care v-ați vrea pe lume. 80! Faceți-o bătăia și fiți-mă în salariu! Da, știi... Haideți să, totuși, eu aș putea totuși să ieșim din ca să avem bază legală pe care a funcționat și să ne actualizăm conform proiectului hotărârii și apoi să facem un proiect de hotărâri care să... Așa, noi oricum acum, ceea ce facem acum, majorarea asta cu 2,6 se face pentru anul 2022. Pe anul 2021 nu se face interdicție, zici că dacă nu mai ai cum. Asta este inflația pe anul următor. Avem timp, avea timp să faci. Avem timp că nu se taxează nimic suplimentar din luna viitoare. Nu, deci asta merge și 2022. Nu mai timp de trebuie dat. Și atunci, să facem... Eu ce ești anumana. Nu? Domnilor, deci, în forma în care este prezentat, citiți, vă rog, referatul de aprobare. Da. Noi aprobăm alunile care sunt pe masă. Nu ce va fi. Nu știm ce va fi. Și pentru 2022. Da, pentru 2022, deci trebuie să fim foarte atenți. Eu nu sunt sigur că astăzi veți veni cu un nou proiect de hotărâre. Mi-ați spus atenție la documentație, trebuie să-mi dau cu părere. Să vă dăm. Aici am venit sigur că timp mai sunt așa. Gata, nu se pune în discuții. Nu e nimic, vă rog să spuneți la mine. Dacă, deci, nu se pune în discuții. Supune la vă dacă doriți să scoate a lui și să vă rog. Da, deci ai de creator, ce se întâmplă, doamna secretară? Proiectul de ordine de zi poate fi retras decât de inițiator. Inițiatorul proiectului. Deci cine e inițiator? Păi da, și dacă nu-i proiectul votat, nu-i votat, înseamnă că se înceamnă. Da, acum, de fapt, nu să... Haideți să nu o trebuie greșit. Treaba ce se întâmplă. Nu are niciun efect până la viitoare. Trebuie să o puneți la vot. Ce e așa greu, doamne? Totdeauna ne împărtim după cireșe. Îl supuneți la vot, nu sunt de acord. Colegii, luna viitoare veniți cu el corect și cu asta basta și-l votăm. Ce e așa greu? Întotdeauna, băi, dar nu se poate, băi, dar nu știu ce. Cum adică nu se poate? Cum adică să retragă de pe ordinea de zi inițiatorul? Adică lui, dacă e copii, inițiatorul îl ține. Dacă nu, nu. Atunci care e rolul nostru? Și eu sunt de acord cu... Deci, putem să supunem la vot și nu-i probleme, da? Supunem la vot proiectul numărul 2, de pe ordinea de zi. Votul pentru? Potrivă? Potrivă! Toată lumea. Poate vine cineva? Deci 0 voturi pentru, 14 împotrivă? Da. Așa, fără inițiativă. Deci, nu fără inițiativă. Facem o treabă legală, nu le fără. Fără posibil. Deci, să nu crezi, și eu plătesc, deci n-a ce treabă. Ați văzut, nu am nimic ce să ascult și sunt de acord cu asta. Dar ăsta e rolul nostru aici. Bine, haideți să mergem mai departe. Proiectul numărul 3, ordinea de zi. Proiectul hotărârii privind aprobarea modificării și folosirii statutului de funcție al aparatului în specialitatea tuturor postului s-a spus și de țupasor. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil cu discuții. Comisia numărul 3. Favorabil cu discuții. Discuții, vă rog. Băi, omule, domnul viceprimar. Sunteți aici executivul comunilor. Și eu cred că este pentru prima dată când aud
După 30 și ceva de ani de activitate în care am fost salariat, o asemenea anomalie care se petrece doar la primăria Sascu. Am spus-o și eu. O spun și astăzi, pentru că, repet, vreau să fie menționat în procesul verbal. Dom'le, este inadmisibil să angajezi și mă bucur că, uitați, avem și atâția tineri aici în sală, să angajezi în felul în care se angajează la Sascu. Întotdeauna un singur candidat, întotdeauna ăla de al nostru și întotdeauna ăla este angajat. Da, să trecem peste asta, dar știi tot, s-au scutut că așa se întâmplă. Dom'le, angajați pe funcții de specialiști două persoane. Eu n-am o problemă cu cele două persoane, departe de mine. Cu toate că știm că e fina domnului primar, cu toate că știm că cealaltă e fica unui activist deosebit în campanie pentru dumneavoastră. Dar să trecem și peste asta. Băi, frate, îi angajez pe funcție de specialiști. Ei nu sunt specialiști. Îi trimitem după aia pe banii noștri să facă cursuri de specializare. Deci primăria nu beneficiază de aportul lor până nu-i trimis la cursurile de specializare. Și după o lună de zile, când ei n-au făcut nimic, nici măcar nu reușesc să șteargă praful de pe scaunul pe care s-au așezat, tu le ridici dreapta de salarizare, frate. Dar ce-au făcut în primărie persoanele astea? N-am nimic cu doamna Bucursa, cum o cheamă? Bursuc. Doamna Bursuc. Da, domn, lucrează femeia în primărie de atâția ani, are experiențe, s-a dat un examen, i s-a ridicat salarizarea, jos pălăria. Dar cum puteți explica în fața acestor tineri care sunt aici, că ați angajat cum ați angajat, și fiecare își câștigă existența cum poate spune, poate și fii, ei primești un salariu, ești mulțumit și după o lună zici, nu, frate, vreau salariu mai mare, nu, frate, pentru că se poate. Dați-ne o explicare. Toate angajările care s-au făcut, s-au făcut cu un concurs. Au fost postate public. Exact ce spuneam, da. Doamne, Bostel, nu am fost. Exact ce spuneam, da. Deci, au fost postate public, au fost liber orice persoană care se încadra conform cerințelor în anunț. Astea sunt persoane care s-au prezentat, astea au fost criteriile de angajare, persoanele respective au participat la concurs, au dobândit competenții, au fost angajate. Mai departe, s-au urmat baza de dată în care poate avea un funcționat. Asta e răspuns. Păi și dacă a luat concursul ca specialist... Nu, trebuia să mă se dea cu bun. Bun, bine. Da? Atunci, astea sunt. Acum, vedeți cum în continuare persistați în minciună. Vedeți cum oamenii ăștia nu știu. Domnul Păstor, vă spuneți informații. De ce spuneți, aduceți anumite acuzii că X s-a angajat, că X... Oamenii au participat, au fost... Nu, viceprimar. Domnule, v-am mai spus și ieri, sunteți tânăr, domnule. A trebuit să veniți cu un alt suflu, sunt alte generații, veniți cu metecnile celor din trecut. Am fost la angajarea celor doi polițiști locali. Domnule, lăsați-mă să vorbesc. Nu facem discuții. La... Cum adică nu face... Nu facem discuții. Asta este. Cum adică, domnule, vorba de ce se face de angajare? Până n-am făcut scandalul cu polițiștii locali, că erau niște obligații ale domnului primar, nu m-a amenințat aici domnul primar în ședință, că îl pune pe domnul Călăgean, îl pădea judecată. Dar copiii ăștia n-au dreptul și ei, domnul exam, de ce nu a pisat domnul Viteamul primării? Acum, oamenii sunt trebuie să facem. Fiecare este să facem. A fost la noi, trebuie să facem. Da, subiectez că se merește. Dar n-ați dat un răspuns cu salarizarea. De ce i-ați angajat cu un salariu? Cine i-am angajat? Și după o lună? Cine i-am angajat? Dar cine i-am angajat? Dar cine prezentați pe astea aici adus? Ce? Reprezentatul primăriei? Sunteți de la Euro-Orient sau sunteți de la ITF? Nu, o să facem nicio oră. Păi dacă spuneți că nu ți-am angajat, spune altă doamnă. Cine i-am angajat? Nu, ați înțeles. Iau dispoziție sănătate de primarul comunei, conform competențelor dobândite și ce-au... Care? Ce-o dobândită? Ce-o dobândită? Ce competențe? Păi, în perioada asta, până sunt disambărit un salariu într-o lună, eu am făcut de competenții, nu? Că-i cu frațelor doar... Dacă disambărit, dacă disambărit, nu disambărit. Nu, 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 sunteți în eroarea cu doi și nu ne-ați dumneavoastră. Să vă explic de ce. Deci, confundați. Organigrama a fost
cu cele două poste. Noi discutăm despre statul de funcții, da? În proiectul de raport de specialitate scrie clar, pe grad profesional debutant. Deci este pe debutant, este foarte corect și legal. Deci nu este pe specialist. Deci gradele sunt debutant, asistent, superior și principal. Deci nu este nicio ilegalitate aici. Nu e o apărare a nimănui, dar ești de asemenea și tu să-i explicați. Dați-mi voie să termin, că nu v-am întrebat pe niciun, da? Deci, ambele posturi, Dâmbea Cătăina, într-adevăr, că postul ăsta necesita un grad profesional, cel puțin de la asistent în sus, sunt de acord cu ce a spus domnul consilier Elie. Cel puțin. De asemenea și celălalt. Când s-a făcut concursul de cum s-a făcut, atâta timp că nu sunt obiez, asta e. Asta se practică în toată administrația din România. În fine, nu vreau să iau nici ce iau, s-a pus nici să iau apărarea nimănui. Mai departe, Bursuc Maria, deci într-adevăr, aici este din clasa 3, deci este referent clasa 3. Deci ea a fost pe promovare, deci corect. În prima fază pentru cele două posturi este recrutare. Dar nu se confundă gradul de recrutare cu cel cu promovare. Și la ultimul punct este vacantarea postului de consilier juridic. Deci este absolut totul legal, din punct de vedere juridic. În rest, discuțiile politice... Are de discuții! Vă mulțumesc! Am să rămânesc aspectul juridic. Nu te-a citit primăriul am încheiat. Ce frumos ați ajuns. Hai să trecem mai departe. Da, haideți să punem la vot. Exact ce spune. Votul pentru? Votăm. Da. Împotrivă? Se abține cineva? Hai, domnul consilier să abține. Domnul consilier să abține și să este ce votul. Da. La suplimentarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de carburant pentru obiectul de dotare serviciu poliție locale din cadrul afară de specialitate de marul comunei Sascu. Comisia numărul 1? Favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Discuții? Supunem la vot proiectul numărul 3. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? 14 voturi pentru. La diverse. Cine vrea să scrie la cuvânt, la diverse? Am arătat ce să scrie la cuvânt, apoi eu am găsit ce... Da? Deci cine să scrie la cuvânt? Nu, eu referitor la ceea de care sunt. Domnul Sărb, vă scrieți la cuvânt. La cine vă scrieți la cuvânt, la diverse? Alte persoane care vrea să mai scrie la cuvânt la diverse, la față de cei consideri care au ridicat mâna? Domnul Alt. Aici. Dacă vrei să te scrii la cuvânt, te scrii. Dacă e nevoie, dacă e nevoie, domnul... Doar pentru câteva precizări. Doar câteva precizări care sunt, domnul Izvoranu. Deci, domnul consilier, vă las notați pe tot ce e, da? Pe domnul consilier, cu cine ați votat la asemenea? Deci domnul Gărmancea, domnul Costea, domnul Tănase, domnul Ienache și domnul Chiria. Mai vrea cineva, dacă vă duci cu domnul consilierul? Gărmancea. Domnul invitaților, domnul, avem o cerere din partea domnului Izvoranu aici? Da. Da, aici. Ok. Da, cu cerere care vă scrieți la cuvânt astăzi, pentru participare la diverse. Restul persoanelor considerăm că sunt invitați chiar dacă este aceea. Și eu cuvântul. Domnul Anton Botaru. Și domnul Iftimescu. Da, domnul Iftimescu. Treceți așa. Domnul Ana Ionuț. Altcineva? Haideți, domnul Bortine. Deci... Da, haideți să vă da, din ședința din comisie am avut discuții, dragi consilieri, de la
partea de achiziții pentru proiectul laptele și podul care le știți la școli. Am primit adresa la Consiliul Județean. Dacă ne asumăm să facem noi achiziția avem comuna, s-a spus, ne ocupăm noi de laptele și podul sau să rămânem tot la nivelul Consiliului Județean, dă și apoi și bani, nu mai plimbă de colo colo și să asumi pentru ceea ce fac. Lăsați-i mai bine și lăsați. Deci, ca să se ocupe tot Consiliul Județean de achiziții cum s-a ocupat până acum de proiectul laptele și cornul. Dacă ajunge la noi cum se pune acum, iar nu ca să se pune. Votul pentru. Și așa nu avem specialiști. Dar și fără cornul. Se abține cineva. Deci, mai trecem asta. Acum să facă specialiști. Deja, acum am pătrit. Se numește și noi la curs. 30 de zile l-au trebuit. Legal. Poți să fim tot la diversii, o solicitate din partea familiei Timescu. Că doresc să construiască o proiecție pe voia mamei dânșilor. Vis-a-vis din casa dânșilor, acolo s-a întâmplat tragic accident cu fântânacul. Și ar dori să pun o cruce acolo în memoria mamei dânșilor. Aici dânșii au formulat o solicitare. Și domnul Costel, vreți noastră să fiți amăzut? Nu, prezentat-o dumneavoastră, după aia o să... Așa. Nu, dar dacă tot ai fost la fața lor, dar să nu mai pierde timp. Nu, și-au revenit la adresă, am înțeles, că făcuse una cu o mărime mai mare și o să facă la o mărime de metru. În 5 secunde vă explic și de ce. De fapt, cei 6 metri pătrați constituia un loc care a fost amenajat în spiritul unui loc sac, oricum eu cred, era sacul fiind în proximitatea bisericii, atunci era un loc unde saturau biserii, unde miros era pestilențial și unde estetica arăta execrabil. Se referea de cei 6 metri, se referau strict la amenajarea unui loc, transformat dintr-un loc mizerabil într-un loc de care să fim încântați, cu alte cuvinte. Spațiul în sine necesar ridicării acestei truițe este minimal, un metru pătrat, la bază e cel puțin de 30 de centimetri pătrați, dacă vreți. Dar eu am zis un metru pătrat ca să... Cu deschiderea da. Cu anvergura barii. E o simplă cruce din stejar, unii au și văzut-o, fără gard, așa zis un gard despre care e vorba, iarăși, dacă ați fost, ați trecut cu siguranță pe acolo. Era un gard de 100 de ani de atunci, de când e biserica, care arăta la fel foarte prost. Va fi un gărduleț din șip care să arate... ar bucura pe oricine, indiferent dacă ești ateu, dacă ai vreo legătură cu Dumnezeu. Pentru mine este năucitor că cineva s-ar putea opune unei asemenea idei, indiferent că s-a întâmplat lucrul tragic care s-a întâmplat. Adică eu nu umblu cu patetism aici, fiecare empatizează atât cât poate, atât cât are minte, cât are educație, cât are cultură. Normal să empatizează. Vă mulțumesc, da, vă rog. Am fost aici în societatea noastră. Și acordul fotocopiatului. Avem în afară de acordul și binecuvântarea, chiar rugămintea, avem scris, documentul este la... Întreaga comunitate a fost, aș putea spune, încântată de ceea ce facem acolo. Evident că întotdeauna cineva se poate opune. În momentul când se îndeplinește masa critică, cineva trebuie să fie de altă opinie. Este în natural firea lucrurilor. Îmi permit o singură observație foarte scurtă. Am spus, în drama pe care o trăim, nu cerșim, cum probabil nu face nimeni, nu cerșim compasiunea nimănui. Mizând totuși pe empatia cetățenilor, a fost o situație greu de descris. Gardul, în realitate, așa cum spunea și Adrian, nu fac decât să-l completez, e un gărduț care înlocuiește o relicvă. Erau niște bare, nu facem decât să punem niște șiri de jumătate de metru, dacă nu-i un termen nefericit pentru, să zic, confortul psihic, lucrăm la biroul de la geamul pe care ne uităm obsesiv spre locul în care mama și-a pierdut viața. Nu facem decât să mascăm atât cât putem locul public, fără să exagerăm. E un gărduleț de
jumătate de greșeală. Pe locul fostului greșeală. Asta e, luați latura patetică deoparte. Fiecare supuse că în memoria mamei mele și a statutului pe care l-a reprezentat tatăl, iertat să fie, rar veți vedea un profesor, cei care știu, cei care nu știu, pot să se intereseze. Un profesor de calibru și anvergura lui nu se naște așa des, și de moralitatea lui, aș spune, sau chiar vreau să întăresc. Faptul că am venit aici pentru că toți se supun legii, toți trebuie să respecte cutumele și legile, vrem să fim în deplină legalitate și fără să avem aerul că pretindem ceva în plus. Vă mulțumesc mult! Vă rog! Da, aveți de acolo Părintele Baruch de acolo, domnul Vagerul, din Vagerul, și spune pe următoarea discuție care am avut cu dânsul, spune așa, că este de acord cu amplasarea monumentului care vreau să l-am văzut acum, crucea, de fapt, crucea Domnului Iisus Hristos. Și că asta simbolizează, de fapt, ceea ce puneți la asta acolo cruce. Și spune așa că ar fi corect, moral, ca să fie pusă cu toată inima, cu bunăstare și cu și cu dragoste. Și cineva ca și cu altfel de sentimente. Motiv, dacă, da. Și spune așa, că e bine să fie de acolo de zonă toate persoanele, am văzut că ați luat și acord cu vecinul așa, și acolo, având în vedere că domnul zburam e vecinul cu noastră și să nu fie nicio persoană, zice dânsul, care să fie cu răutate, pentru că, să spun, acum noastră nu este vorbe. Și zice, e bine să fim păcare, sufletească, față de toți care sunt acolo în zonă, ca să poată să sfințească cu dragoste această, la urmă oameni se va sfinți această cruce, ca să poată să închide cetățenii. Mă apreciez ce spuneți, dar mă cunoașteți, din păcate, prea puțin ca să mă... să nu fiu rezonabil la discursuri care se mai defraudează în instanță. Sunt sigur că, din punctul meu de vedere, ca un creștin ce sunt, încerc cu toată ființa mea să iert pe oricine și să fie cu toată inima bună. Nu pot cere celorlalți să se schimbe sau nu știu ce e în sufletul lor. Asta e. Știi, la judecată suntem chemați individual, nu suntem exact. Da. Tocmai de aceea a dat și domnul Izboran din partea aici ca să... A trebuit să fie un acord, a trebuit să fie un acord formal, că după mintea mea, dumneavoastră, că înțeleg că aveți cea noțiuni juridice, dacă nu chiar mai multe, ar trebui să știți, acolo e o fântână care e de 100 de ani pe domeniul public. Tot satul știe că e fântâna satului, ci e domeniul public. Dar, fiindcă eu am cedat și am zis că să fie înțelegere formală, deci nu văd de ce ar trebui să fie lucrul ăsta, am făcut și această lucrurile. Scuze-mă, dacă un singur amendament. A și fost un acord din prima clipă, când relațiile nu deveniseră tensioase, au devenit și tensioase, atât verbal, cât și verbal din partea vecinului. De ce s-a ajuns la ce s-a ajuns, nu ne explică nici acum. Și eu vreau să trecem peste asta. Părinte Lucii, scuzați-mă, poate motivul pentru care așa s-a ajuns aici a fost ceea ce îmi spunea părintele Miron, când ne-am întâlnit în dispensarul de la Pâncești, poate rău nu și-a făcut mentrele, poate ne dau târcoale ispitele și cu ocazia mutării crucii vor dispărea, să sperăm. Eu acolo sunt protecat toate, legal am cumpărat la Codian, dar eu chiar. Mai multe șase. Acolo mi-e locuit, m-am adus, acolo mi-e locuința, mi-e locuința, este cel, este acolo locuința, am locuit la Părinția de unde, după ce știu ea. Dar după ce știu ea, adică focul, cum n-ați venit, am rușat. Am depus acte legale, de la primărie am pus la poliție. Eu sunt proprietar, pe proprietatea mea au intrat familia Ieștinescu, au montat gărbăletul, i-au stricat gardul care a fost, că-i josul, iar după a dat proprietatea mea acolo și n-am treabă cu asta. Bun, nu asta, da. Eu vă întreba să mă spune, ar fi vreo impediment dacă ar pune dânsi acolo o cruce în memoria mamei dânșilor. Acolo să o monteze exactul în vântână, Piterea era acolo vântână, m-au încercat un pic cu ei, m-au jignit, nu e o problemă. S-au mutat în afară, așa. Temelii.
Eu am prieteni la Bacău, merg la Mojurie, s-au interesat de la temerea aia, este public. Da. Domnul public, da? Spune legea, de la temerea aia care sunt eu acolo proprietar, 60. Da. Am devenit din discuți cu mesul domnului la fața locului, mai puțin, lăsăm, nu mai spunem minimul. Și au rămas, cum a venit domnul Luciu la fața locului, au rămas la 20. Deci, dacă îmi permiteți, domnul, să-l completez pe domnul Izvoranoș și având astăzi m-am deplasat acolo și am avut discuții și cu familia Izvoranoș și cu familia Ifinescu, respectiv cu Adrian, cu Daniel și cu domnul Ifinescu. Chiar mă scormonea undeva chestia asta, că Dumnezeu să o odihnească acolo, nimeni n-ar vrea să treacă prin ce trec ceilalți. Domnul Izvoranu, la fel, tot e un fel de rudă. Deci undeva conflictul ăsta ar trebui să se stângă și de o parte și de alta. Și de o parte și de alta. Așa. După la o chestie de convenire, dacă vă amintiți, aseară discutam de 6 metri pătrați. Astăzi m-au lămurit băieții că voiau să amenajeze ceva. Pentru aplasarea proiecției nu e nevoie decât de un metru pătrat. De comun acord cu domnul Izvoranu și băieții au fost acolo, am trasat cu creta 50 de centimetri la 20 centimetri de fântână pe 2 metri lungime cu cât s-ar desfășura crucea respectivă. Rămânând să fie amplasată pe ce au montat dânsii acolo. Nici mai în stânga, nici mai în dreapta. Nu incomodează. La același lucru am ajuns la, iarăși din comun acord cu domnul Izvoranu, care a fost de înțelegere că la fântână se va face, până se va renova fântâna aia, un fel de uluc ca să nu se scurgă pe crucea respectivă. Pe crucea respectivă, așa. Singurul impediment la care nu am ajuns, gardul de fântână. Deci gardul de fântână. Dar într-o chestie, deci domnul Izvoranu este de acord cu cei 50 de centimetri prin 2 metri lungimi, începând de la stâlpul bisericii și crucea să fie amplasată pe locul unde... Da, domnul Izvoranu, da? Deci fără nicio chestie. Singura chestie cu care nu am reușit deocamdată să ajungem la o înțelegere, dar sunt convins că se va ajunge până va face modernizarea domnului Izvoranu acolo, de gărduțul ăla care e în spatele crucii, care nu e nu e doar schelet. Nu ce-i gândacea, te rog, înfigerea tare, îți mulțumesc pentru cuvântul ăsta, deci, e un scurt la cronofagie, adică avem ce ne pierde viețile, dar aveți o grămadă de probleme. Vreau să scurtăm. Situația, am ajuns la un acord formal, e de ajuns, am înțeles, a fost de acord, deși inutil. Locul respectiv e de 100 de ani îngrădit pe domeniul public. Deci nu... Vă rog, o secundă și de-aia. Din punct de vedere legal, aici lucrați cu legea. De 100 de ani acel loc funcționează în domeniul public. E o fântână construită acum 100 de ani de, cu participarea întregului sat. Locul ăla nu poate fi proprietate privată din 89, din 95, din 2000. Dar deocamdată lucrul ăsta nu are relevanță. Noi am înțeles amplasăm în crucea din punct de vedere juridic. Când o să se dovedească, eu vă spun realitatea, fără niciodată. Am zis fie așa, că suntem desfânt de supărat. A fost de acord cu ceva cu care în mod normal nu trebuia să fie de acord. Nu, dar are legătură. Postamentul care este făcut, 50 de centimetri de 2 metri.
Deci am pasat exact pe locul unde au... Deci 14 voturi pentru 8? Da. 0 împotriva. 0 împotriva. Bine atunci, eu... Deci e gata. Deci, de acord la izvorarul cu... Ador, v-am spus la calitimamentatea mea și atât, restul este regulă cu Consiliul Popular, este cum o spune el. Domnule, 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 bun, nu mă opri. E bine ca să vă dați mâna cu toți, sunteți pe cine acolo și să vă iubiți cu toți. Din punctul meu de vedere, nu vă pot descrie sufletul. Mâna trebuie dată, închise când sufletele sunt rezolvate. Sunt sigur că ar fi un gest farisei. Lăsați-l! Trebuie bine, Adrian, să facem o sfințire în cinstea o dama Ichinescu. La ora Să treaba asta. Îi spuneți părinților, cu asta stai
De dansatori, sunt specialiști, profesori la Bacău, au făcut-o pentru copiii din comuna noastră și eu, pe perioada mandatului meu de director, am colaborat, de fapt, am fost la primărie. Știu că taxa era de școală, nu avea nicio legătură cu atâta de angucat, să țină cont de programul copilor noștri de la școală cu activități sportive, să nu deranjeze. Și știu că veneau de două ori pe săptămână, prețul era 30 de lei de fiecare copil. Așa era atunci, nu știu, nu era un preț foarte mare. Știu că cei de la karate aveau 70 de lei de abonament, mai mult un pic, mai, așa mi-amintesc. Deci din ce am auzit, eu n-am văzut nicio chitanță, dar, adică au dat chitanțe părinților, dar n-am văzut eu suma respectivă, pentru că nu ținea de școală. Acești bani au trecut strict la dumnealor. Primăria n-a primit nimic, s-a dat cititul gratuit, pentru că era vorba de, pentru că era, era vorba de copii din comuna noastră, nu au de copii din alte de ce, de ce au renunțat? Au renunțat pentru că a venit pandemia. Să știți că a venit când a venit pandemia, în martie. Deci în martie, și vă vreau să mai spun că noi am avut prima ediție a Târgului de Crăciun. În anul trecut, am trecut, nu am trecut, acum 2 ani până a fost. Și dumnealor au venit cu copii din comuna noastră și au făcut un spectacol gratuit, da, demonstrat aici în față la... Adică chiar sunt serioși și eu din punctul meu de vedere... Și copiii și-au încărcat, și părinții au fost mulțumiți, au încărcat din cumplic altfel și stau energie și unde se duc la Bacău. Dacă tot însă ascult există și s-au deplasat cu dumnealor, eu atât vă pot să... Dar dacă dumneavoastră pot și eu ar vrea să vin aici, tot poate există măcar să nu mărească prețul. Supărăm la vot și dar... Este foarte bine, domnul Mici, dar... E bine de aici pentru că trebuie să o facem asta, nu acum, chiar numai pentru să zic, Doamne, ca să facă nefotul meu mare care așa. Nu vine nimeni de la tine, deci doar așa faci. Da, așa este. Dar la bani care e de așa și asta, măcar o pregătim de servici sau ceva să se plătească și facă. Dacă nu mai, eu am obligație. Și vă spun ceea ce se întâmplă din punct de vedere juridic. Mi-a spus de ce? De fiecare votează în consecință.
corect. Deci să nu a solicitat gratuitate omul ăsta. Și poate asta. Noi, tocmai asta, că noi vrem să ajutăm copiii din localitatea noastră. Și dacă noi votăm, considerarea spunea că în exterior sunt vinii cu promovarea. Deci să puneți cum doriți, eu am vrut să bătă, dar prin asta. Da. Asta vă păstează. Gata, s-a epuizat subiectul care am vrut să iau cuvântul vă să în primul rând, ar vrea să pun o întrebare, doamne secretar. Iarăși. Doamne secretară, vă întreb ce s-a întâmplat cu proiectul de care am vorbit de atâtea ori, cu denumirea școlii noastre. Nu mi-a dat, am fost la dumneavoastră, mi-a spus niște lucruri, nu știu ce s-a întâmplat. Explicați-ne ca să știm și noi că începe anul școlar și am vrea ca la începutul anului școlar să avem titulatura școlii noastre. Aștept. Un. Mutin. Da, ați răspuns. Asta este mă, trebuie să răspuns. Ce mă, ce răspuns, domnule, dar trebuie să răspuns. Fă-mi întrebat, domnule. Este un proiect depus de un consilier pe ieși care o dată. Dacă era de-a ne-a fost, nici nea. Dar de-a ne-a nu se poate. Spre doar de-o nicio. Ei. O nicio nu trebuie să spune. Nu, nu. Proiectul înghițit. Da, am înțeles. Proiectul înghițit. Urmează să facem modificări, domnul primar. Dar de fapt, am un taxă de șimpul. Ce am spus atunci când am stat eu pe vorbim mea? Domnule, bine, domnul primar. A venit avizul fără explorator. Bun. Cred că se va rezolva. Sper că la începutul anului școlar să avem titulatura care trebuie. Da, perioada vacanței ar trebui să... Așa, ar trebui. Asta a spus bine, ar trebui, da. Faci să vei timpul programului, faci să vacanță. Dar nu ce treabă. Păi, tocmai că e perioada în care ei intrau, au activitate și poate să-și schimbe, că eu am întreagă activitate de schimbări, de... Bun. Vă veți ocupa, da? Da, bun. Al doilea lucru mă adresez domnului viceprimar. Domnul viceprimar, a fost zilele trecute întâmplare, a fost să mă duc pe fântânele. Și am văzut acolo ce a făcut apa. Nu-i vina dumneavoastră, așa, de sus, a rupt acolo drumul greu de trecut, deci s-a închis drumul, am văzut că se lucra parcă de acolo. De noi de la apă? Oh. Mă rog, nu știu. Eu am văzut că e închis, în sfârșit. Eu am să scrie de la apă. Așa. Ei, se face ca să ajungi, deci, ceilalți cetățeni ca să ajungă acasă, trebuia să o oprească pe deasupra și să coboare pe ulița aceea care duce la oamenii care lucrează pământul, nu aminte spune. Botezată. Ei, ce rugăminte aș avea dacă ați trecut pe acolo? Aș fi vrut să fi primit un olan, ceva, îți rup mașinile pe acolo oamenii. Sunt drept eu puțin drumul ăla, ori să pună piatră, ori să netezească puțin, că apa a șurduiat. A făcut șanțuri pe acolo. Deci, la da, da. Deci să aveți în vedere, dar aveți, de că... Mâine așa, că n-are da. Domn Vici, întrebarea este cum de noi am făcut rectificări bugetare și am fost toți de acord și am dat bani pentru acea stradă și acel asfalt. Să nu de asta, vorba, e domnul de piață care face... Da, 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 lăsați. Alea trebuiau făcute prima dată și după aia să fie făcut să furnat asfalt. Așa ai făcut în proiect ca podul schimbat că după ce tai și fac și construiesc încă nou. Așa ai făcut în proiect. Da, așa veniți după aia și iar... Deci așa-i prins prin început finanțării cu fondurilor europene. Deci nu noi,
aprobată de finanțare europeană, să-i spun cu cine. Dar unii s-au mai pomenit, domnule, așa, adică nu își face prima dată acoperișul. Dumneavoastră aveți o părere, eu am o părere, de o părere. Comunitatea Europeană nu a fost finanțare decât dacă faci cu părere. Mai departe ce se face. Așa cum am aprobat și-a stat pe când, până a stat pe când. Verificăm. Mai ședința de rândul trecut, domnul primar a fost acuzat că eu dețin niște mașini și nu le-am matriculate pe toate în firmă. Nu, nu le plătești. Nu, da, bineînțeles, nu le plătești, dar sunt și impozite. Eu acum am venit în ședința asta, îmi pare rău că domnul primar nu este, nu pe vorbe, ci pe fapte, cu documentele pe masă, cu planțele de 200 de milioane anual, și nu este cinstit să mă acuz în fața colegilor mei și a cetățenilor acestei comune că eu nu sunt un rău platnic. Sau, cum zice dânsul, mai fac evaziune fiscală. Nu este cinstit și cred că domnul primar... Să-și retragă nimic. Lăsați-o copii la bază, să vadă dânsul. Sigur. Dar documente din primărie. Documentele luate din primărie. Nu știu. E justificate. Plățile sunt făcute anual. Nu am datorii. Corect. Nu este cinstit. Să mă acuz. Înțeleg. Vă mulțumesc atâta. Și vă le pun la dispoziție, bineînțeles, că de fapt le are și dânsul. Da. Te pare rău că nu e mine, dânsul aici, că... Dar nu puteți, dar duci așa, zonă. Da. Dreptul noastră să mă apădați, te puteți spune și pe eu. Da, e doar, 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 după formă de urgență, 57, omul de 57, din formă de satelit. Eu spun fără răutate, deci eu spun doar ca informare. Am spus cu doamna secretară, cred că de 3-4 ani de zi. Fiecare consilier local are obligația, avea obligația până la 31 martie să depună de acordul de activitate, prin care să spun și a făcut perioada respectivă până la 31 martie. Dacă eram de neavoință, făceam sesizarea la prefect și fiecare consilier care a depus, el a sancționat 50 de milioane amendă de legi. Vin cu rugăminte, hai să intrăm noi în normalitate. Și colegii, nu vreau să dau niciun pierd lumii, nici nu știu, dar știu că sunt, nu toți colegii au depus acest raport de activitate. Hai să intrăm în normalitate, să vedem fiecare să faceți, care nu puteți sau nu știți, vă ajung cu mare grea. Suntem colegii toți, indiferent de formațiunea de colegii care facem parte. Deci asta ar fi un aspect. Am luat pe doamna secretară, zis, nu sunt prospect, nu vreau să fac public pe râd, pe nimeni de râs, că nu știa de pus sau ceva de genul ăsta. Nu sunt genul. Doi, tot din câteva luni de zile, tot spun, dacă intrați pe site-ul primării, la momentul de față, tot Consiliul Vechi este cu numele și cu toate celelalte. Nu sunt declarații de avere, nu sunt declarații de interese. Deci am spus lucrul ăsta și lui doamna Linipet, și doamne secretar, și doamne primar, la toată lumea. Nu intrăm noi în normalitate. Intră cineva pe site-ul primării, domnul Ilie nu este consilier. Eu, deci cei consilieri, noi nu suntem... Deci vă rog să actualizați site-ul primării. Da. Și la al treilea rând, provin de faptul că văd foarte mulți tineri aici, sunt convins, probabil că au o problemă legată de fotbal și... Așa, când la formarea bugetului, când au participat și domnul Felicitii, știu că a fost prinsă o sumă de bani, chiar am solicitat-o, da. Și eu și a fost susținut și domnul Iri, pentru oamenii ăștia să aibă să mai fie puși în situația care a fost puși în mandatul trecut, anii precedenți, când să rugau pentru să-și plătească ce o apă, vă rog să nu mă întrebeți. Vă rog să nu mă întrebeți, eu am discutat cu ei,
cu o parte din ei și anul trecut nu aveau bani nici pentru arbitraj, nici să-și iau o apă, nici să-și iau un suc. Și mai mult de atât, au fost umiliți, sunt aici în sală, de un fost consilier local, au fost duși nu știu unde, știți, s-au vorbit și foarte urât, au fost, au consumat ce au consumat acolo câte un mic și au rămas fără să plătească toate din buzunarul, în fine. Deci vreau ca acești tineri să fie ajutați, că este echipa de fotbal a comunist astăzi și cred că este emblema, una din emblemele noastre. Nu vreau, vrem. Chiar și vrem, dar eu când vă vreau să fie sprijinit, pentru că... În 2019, să vă spun un lucru, noi am donat câte 300 de lei pentru echipa de fotbal din ședințe din bani. Eu n-am dat bani, dar știu. Dați-mi voi să finalizez luarea de cuvânt. Deci, este un gest foarte frumos și eu spun, nu eram considerat, eu spun că acest lucru să fie prins în buget. Deci, nu stă să plânge la mine sau la niște considerat adică, nu vreau să mai dau, nu mai la altul mai dau. Vă rog, domnul președinte, domnul președinte, vorbesc, da? Haideți, mă duceți să vedeți, am văzut bine, nu? N-am întrebat bine. Da, domnul președinte. Bine respectat, nici rog. Deci, vreau să fie sumele astea prinse și oamenii care au venit aici. Chiar m-am mirat și chiar m-am bucurat că au venit să fie prinse sume în buget. Deci să nu mai atâne la mila lui Nike sau lui X sau lui Y pentru a avea bani să desfășoare și activitatea lor. Mulțumesc! A fost promis. La activitatea la sport, în activitatea sportivă, să puși acolo. În fiecare aia s-au plătit pe buget pentru mai prima mașină de sport. Știu că anul trecut n-au avut bani la mine. Nu, vă păstrez, v-am dat nu știu, dar eu știu că de fiecare dată în buget au fost alocați bani pentru sport. Pentru protocol, aici e un alt regim, dar pentru protocol noi am donat chiar noastră, pentru că ați donat 300 lei atunci și colegii noștri nu ați cumva la domnul Somarin. Nu știu, domnul Chirea a dat. Da, nu e problemă. Domnul Chirea a dat. Domnul Vice, nu vedeți că noi nu poate doar de una cu altă. Dumneavoastră spuneți, le-am dat la fiecare, oamenii ăștia sunt aici și nu le-au primit. Nu unde s-au văzut părerea? Domnul primar a spus un subiect și predicat în birou, așa cum spune domnul nu aveau bani și-ar fi așa cum ce-au făcut. A promis că le se vor da bani, le-a promis. O să avem ăsta nu îi dau bani. Domnul primar a spus un subiect. Bine, o să vedem bugetul și la anterior, să vedeți ce-au făcut. Domnul Pasinez. O să vedem bugetul anului anterior, să vedeți că s-au cheltuit pentru scoși și pentru ce s-au cheltuit ca să eliminăm. De care era domnul Cristian? Să nu justificăm. Altă sugestie. Știu mult mai grave, dar în cazul de specificăm. Băi, eu sunt mult mai grave, dar băieții ăștia nu știu. Cineva au dat banii buzunar, și ei nu au dat banii de trafie. Alții cum au venit ca să nu o vorbim pe un loc. Pe 2 ani de zile înseamnă 6 miliarde, domnul consilier.
Am încercat. Am sunat mai de la toate școlile din jurul, toate licee, care au ele mult mai mulți. Nu este niciun contract făcut mai mult de 100 milioane. Este al nostru 250 milioane. Primăria Comunii s-a făcut contract cu Telecom cu 50 milioane de euro. Deci mai mult s-a făcut. Și acum vreau să ajung de ce s-a făcut acela. Ce acest contract de 250 milioane, s-a făcut un bonus de 15.000 de euro în telefoane și Alchi și lept. De băie asta. Care acelea n-au fost restute prin contabilitate, măcar cu valoare zero. Și n-au fost nici date cu ideea asta. Și nu vreau de la asta. Am încercat acum să iau legătura cu cei de la Telecom, să eliminăm acel contract. Să ajungem la locul ăla cât de cât să refacem acel contract. Ei nu vor stea de vorbă cu noi. A zis că pentru acel contract a fost dat un bonus care e. Vă dați seama ce bonus a putut să iei de 750 milioane. Pe bonus de 750 milioane la un contract de 200 milioane de lungă în urmă. Vă dați seama, e bugetul nostru local. Păi dacă ne batem așa joc de el, iar noi am făcut contractul, să nu mai putem să-l mai, să-i interim asupra lui, decât ori să supunem la voastră, anulăm, Consiliul Local, noi, executivul primăriei, primul primar, primul viceprimar, neapărat să ștergem acest contract, pentru că nu e folositor, iar bonusul care a fost bonusul. Nu ați văzut, doamnă, telefoanea, putea să-l înapoi. Poți termina și vă lăsăm. Da, deci nu se poate să lăsăm acel, dacă nu, eu vă spun că eu voi face plângeri pentru acel contract care l-ați făcut dumneavoastră sau nu, numai dumneavoastră sau pe executivul, nu avea voie să fie atât de scupos cu 200 de bani pe lună. Nu v-ați gândit un pic și la bugetul, să mă uitați tot? Tu mărește. V-ați gândit la ce bani poate să dea școala generală? Nu-i dă bani. Nu-i dăm către școala generală, nu școala generală. Nu-i dăm bani. Nici celălalt și nu se învăță mântul. Dar restul toate celelalte credă, apă și acest contract, îl plătim noi. Tot de la ministru. Vă așteptați să vă dea răspunsul. Vreau răspuns la dumneavoastră să vă gândiți cum puteți să ieșim din treaba să vedeți. Să anulăm acest contract. Poți să vă dau răspunsul, vă rog frumos? Da. Dacă nu mă aveți, o să vă dau răspuns, domnul Chiriac. Deci, într-adevăr... Vă rog să mergeți să trecuați în față, dar tot să vă rog frumos, că și așa s-a făcut foarte mult tantante pe masă și știu că nu vreau să sunt preferată de dumneavoastră. Bun. Problema care este? Vorbim foarte corect și legal și serios. Deci, acest contract pe când nimeni n-a fost pregătit, nimeni din toată țara aceasta n-a fost pregătit, să intrăm în învățământ online. Pentru că Comuna s-a spus, la nivelul Comunei s-a spus, avem un număr de 867 de elevi, dintre care 650 erau de la învățământul primar și gimnazial. Există un grup al nostru al școlii în care eu, în calitate de director, având în vedere că la nivelul județului Bacău și aveam un procent de 10% sau maxim 20% dintre copiii care aveau disponibil acasă un dispozitiv în care putea să intre online. Atunci am venit normal ca director de școală, pentru că era responsabilitatea mea, pentru că cei care ne-au intrat în școală spuneau clar, vă descurcați cu primăria, poate găsi soluții, pentru că toată lumea trebuia să își desfășoare activitatea în aceste condiții. Și bineînțeles că m-am adresat domnului primar, în special Consiliul Local, pentru că am avut și această discuție în Consiliul Local, când am spus că vom lua tablete pentru copii. Am spus. Dar nu la valoarea asta? Dați un pic. La 250 mai degrabă. Vă rog frumos. În prima fază s-a discutat, zic, haideți să vedem cum putem să luăm această problemă, pentru că noi până pe data de 12 ianuarie și până februarie, când a început pandemia, și până în iulie, ne-am discutat fiecare cum am putut. Oricum am avut de la părinți cu de la magie, s-au stricat la copii telefoane, la telefoanele părinților. Se încălzeau, sunt 4 ore pe zi, 6 ore pe zi. A fost o situație, domnul Costea fiind cadutatic știe cum s-a discutat această activitate. Bun. Pentru a începe un an curat pe 15 septembrie, tot online, am văzut și am zis că am fost prima comună din județul Bacău și cred că din județul Bacău vorbesc, care am început cu 100, am avut 46 de laptop, pentru că fiecare cadru didactic din școală nu avea pe catedră un laptop performant și nu avea cu ce să ne spun activitate. Am luat 46 de laptopuri.
domnul consilier, domnilor consilier, nu eu, pentru școală, adică tot PJ-ul și, și toate structurile, repet, tot PJ-ul a avut de catedră la dispoziție un laptop nou, nouț, un laptop de educațional și în prima fază am luat noi 120 de tablete, prima etapă, și pentru că au fost foarte multe solicitări, să reduc un pic din dialog, pentru că veneau părinți și spuneau care au fost preferințele, cum ați dat doamna director dumneavoastră aceste tablete. Și am spus, dumneavoastră, am luat-o, era fix în funcție de necesitate, nevoie fiecăruia. Unde în casă erau 2-3 copii, am dat o singură tabletă și este foarte greu să intri în clasa a 5-a, să stai cu fratele de clasa a 2-a pe aceeași tabletă și este imposibil. Și atunci, această ofertă a venit de la telefon, prețurile nu le-am făcut noi. Prețul acestor telefoane, acestor tablete, dispozitive, sunt de 10 euro, era, da, 10 euro, abonament nelimitat, 2 ani de zi. Deci copiii noștri, elevii școlii gimnaziale s-a scut din comuna noastră, beneficiază gratuit de internet. De aceea prețul a fost care sunt 10 euro, este prețul abonament. Nu am dat noi, au venit cu ofertă, au venit și alte, noi am zis că unde să găsim varianta cea mai lejeră și rapidă în momentul de față. Dumneavoastră, domnul Filiar, știți că în momentul respectiv nu exista tablete pe piață. Deci toată lumea a început să cumpere orice, puteți confirma și mea că aveți copii. Deci toată lumea trecea și cumpăra pentru copii, pentru că tot dorea și eu doresc pentru copilul meu să poată învăța. Și atunci fac sacrificii. Ca asta a fost situația. Deci prețul nu l-am făcut eu, nu le-am făcut primăria, eu n-am primit la telefon personal, nici măcar nimic și confirma asta oriunde mă duceți, puteți duce și la nu știu unde. Deci tot ceea ce este trecut prin școală, toate sunt în școală. Chiar dacă domnul Coasu m-a spus la DNA, direct a spus la DNA când a fost pus și nu fie așa, a spus că a fost pus. N-a spus personal. Deci toate dispozitivele sunt în școală. Eu nu am luat nimic. Și n-am făcut-o pentru Ionela Sandu, directora școlii, am făcut-o pentru școala gimnazială s-a scos. Și pentru copiii școlii comunei noastre. Copiii, toți copiii, dacă vă duceți și la... Și dumneavoastră din anii și a spus, doamnă, că aveți nevoie de 6-8 tablete. Dar am rezolvat, v-am spus, da, domnule, dar de unde copii dăm? Că nu le iau pentru mine acasă. Eu am laptop cumpărat, copiii mi-au laptop cumpărate, pentru că le-am cumpărat tot ca să învețe. Am făcut sacrificii. Deci aceste prețuri la abonament, dragi colegi, și cei din comuna noastră, sunt și pot confirma, sunt pentru copiii dumneavoastră ca să învețe cap. Așa cum s-a putut învăța, că și așa a fost foarte greu. Deci internetul implică această sumă la abonament. După 2 ani de zile, aceste dispozitive rămân ale școlii, rămân ale copiilor în școală. Sunt pe inventar. Iar acea subvenție ne-a oferit-o ei, n-am cerut-o noi. Sunt contracte care nu e nicio subvenție dacă nu negociez. Dar toată subvenția este în școală. Valorile sunt în școală. Ați adus-o după aia, doamne. Dar asta este altă problemă. Să vă consiliați. Aceste abonamente, deci ulterior au fost 46 de lei pentru 120 tablete, cu abonament nelimitat 2 ani de zile. Nelimitat. Ulterior au venit părinți care au făcut tot felul de sesizări și au mai cerut, pentru că eu n-am făcut de capul meu. Eu am vorbit cu toți colegii din școală și am stat așa, dragi colegi, faceți-mi o situație, mai aveți nevoie de dispozitive, sunt copii care nu pot intra la lecții online. Că eu nu puteam să dirijez toată situația decât împreună cu colegii mei, învățători, educatori, profesori, dirigenți. Și atunci, de la dumneavoastră, am avut aceste comenzi, pentru că există în școală tabele în care părinții au semnat că au primit, totul există, dita mai arhiva în școală, dovadă că aceste dispozitive sunt la copii și acum sunt acasă la copii. Doar cei de clasa a 8-a le-au adus și le-au vedat acum. Și revin imediat. Deci, contractele sunt făcute cu prețurile de atunci. Nu le-am negociat eu și, repet, comuna s-a făcut, a fost prima comună pe 15 septembrie, când a început învățământul, într-un procent destul de mare compartit cu avețistă, comănești, onești, am profesori, colegi de mei care n-au avut o tabletă, nu le-a aprobat primăria niciun ban, nu dar nimic, că o să-și cumpere părinții. Citez din colegii care mi-au confirmat mie lucrul acesta, verbal. Și aceste, n-aveți, părerea mea este că nu aveți cum să anulați aceste contracte, puteți să le anulați dacă vă permite, pentru că tele sunt foarte mari. Și eu, odată ce s-a încheiat un contract, nu știu mai cine. Mă gândesc că nu știu dacă e normal și ce faceți dacă mă rog în ce fie online, ce faceți cu dispozitivele, cum le adunați, le dați, cum unele mai sunt și pe poate, unele că copiii, repet, faceți ce vreți. Doamne, că și nu astfel la toate aceste... Da. Da, prescolte. 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 Nu ați spus nici cetățenilor, nici consiliul local că veți plăti un abonament, un an de 260 de ani. Dar un demen de aici, dar vezi, consiliul se nu se da. Un astfel
doamna director. Doamna a fost director. Cum să semnez 200 de milioane pe lună? Când noi bugetul avem mai de capul nostru. În prima fază a fost un... Sunt două contracte. Doamna, acum este un contract cu 200 de milioane. Există? Deci există două contracte. Deci domnul Pireanu, aceste contracte sunt contracte școală, nu au doar dispozitive. Doamne, sunt două pe 200. Da, deci sunt dispozitive care sunt în școală, repetite. Deci ați vorbit și alte vorbiți, și atunci și atunci. Nu, eu cred că nu. Bine, dar așa să vă dea răspuns, să vă dea răspuns. Dar mă gândesc că eu am fost plăsit cu întrebarea, ca 200 de milioane de euro, nu e pentru contracte de veți. Nu ați dat acest contract. Domnul... Și acești bani pleacă din bugetul local, nu pleacă la învățământ. Deci acești bani... Dar am la toate licee. Nu la toate. Deci, care, care au 2000 de elevi. Nu este întâmplat așa ceva, doamnă. Pentru că a luat acel bonus de 70 de jumătate. Nu, 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 Consiliul local a cumpărat pentru copiii din comuna noastră. Tot trebuia să licitate, chiar dacă a fost pandemie. A luat pentru toți. Noi suntem o comună, poate mulți copii care n-au discutat spăziților să le pun. Și noi ar trebui să ne implicăm personal, chiar cu asta. Dar să uitați până acum, și mai vreau noastră să vă dați. Nu, n-am votat cum asta. Nu, noi am votat să luăm tablete. Da, dar nu așa. Așa, 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 deci, trebuie să ajutăm copiii. Da. Dar așa cum dumneavoastră v-ați gândit să achiziționați un număr de tablete și ați venit în Consiliul Local să solicitați acest lucru, la fel trebuia să prezentați și valoarea acestui contract. Eu am venit cu solicitarea, o da, derogere de la Consiliul Local. Am adresat numărul de tablete. Ăsta a fost, ăsta este tot programentului. Deci nu... Doamne, cum ați putut să faceți 20 de milioane astăzi singură? Mă întorc să mai fără și în Consiliul Local. Dar mai știu ce este doar asta. Întrebarea mea este că există vreo hotărâre de consiliu local sau hotărârea Consiliului de Administrație care aprobă cuantumul acestui contract? Doamna,
Există? Sau nu există? Consiliul de administrație nu putea să ia o hotărâre pe banii primării. Nu. Banii au fost bugetați de bugetul local către bugetul instituției de învățământ. Și Consiliul de Administrație Instituției de Învățământ dispune de sumele respective. Da. Sumele sunt plătite din bugetul Instituției de Învățământ, nu din bugetul nostru. Banii care au plecat din bugetul Instituției de Învățământ. Au plecat din bugetul Instituției de Învățământ. Nu am văzut în buget prevăzută sumă pentru plata asta. Deci banii sunt... Nu am văzut plata asta, am văzut în buget. Sumă menuscută de legi. Poți să duci eu cuvântul până la dată. N-am întrebat pe nimeni. Nu este obligatoriu pe bugetul local. Nu este obligatoriu. Pleacă de școală și joară de repet. Din bugetul local, 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 Deci, am spus acum relaxare. Tot ar vrea să vorbească. Eu ce spune mare? Uite, omul ăsta are studiu juridic. Deci, am spus destul de clar. Bani din, din bugetul local sunt transferați în bugetul instituției de învățământ. Deci, am înțeles foarte bine, am simplificat chestia asta. Un contract comercial nu poate fi stins decât în două modalități. Ori cu acordul ambelor părți, ceea ce înseamnă se poate anula contractul, cu acordul Rom-Telecom și al instituției de învățământ, sau, sau să-l atacă în instanță și să-l anuleze. Nu mai pe instanță, nu. Nici doamna nu vrea. Cu pe motivul. Deci, deci pe motivul. Deci, pa nu doamnă, dar nu le-a la telefon, doamnă. Dați-mi voie să duc până la domnul președinte. Alo, comisie ședința asta, vă spune. Lăsați-vă să nu vedea pe lața asta. Doamne, pe lața asta, din ascultați cu capul. Doamne, și mea. Doamne, și mea. Regulați-vă să facem, lasă-i, deci, acest contract poate fi stins în instanță pe motiv, dacă nu există o hotărâre de Consiliu local sau o hotărâre a Consiliului de Administrație. Dacă nu există, sunt motive întemeiate pentru a fi atacat. Corect. În ceea ce privește device-urile care au venit bonus, e un alt subiect. Ăla știți, dumneavoastră, eu nu știu. Eu nu știu și nu mă pot pronunța pe el. Mulțumesc. Haideți să nu ne mânecăm. Apoi să ne mânecăm un subiect. Asta m-am un subiect. Deci n-ați vorbit domnul Arnul. Poate să n-am primit un răspuns. Există sau nu există? Consiliul local nu există. Nu există. Corect. De administrație. Da? Există? Am făcut lucrul acesta pentru copiii din comuna noastră, de la unii oameni care m-au niște bani și discurs, nu le convine. Aia necăjesc să moară tot necăjești. Pentru copiii noștri plătim. Care copiii? Care copiii? Nu mă pot copiii. Hai să vedem ce asta pare. Să văd ce doamna.
Noi am... Văd dacă v-am încercat să zic ceva, dar... Haideți să... Nu, voi dar nu lăsați de vorbă să termin. Chestia cu sport. Nu. Acești copii care vine înțelegi. În fiecare an la buget a fost 5 milioane a fost în fiecare an din bugetul local pentru ei. La ei n-a avut niciun ban și niciun mic, nicio apă, pentru că acei 15.000 lei îi primea direct antrenorul. Antrenorul fiind unul pop a consiliu, care era consiliu local. Wow, să dați în elare. Antrenorul avea niciun leu, banii în mână. Domnul meu, tot ce s-au plătit, s-au plătit echipamente. Doamne, da, strike, aveți luat mici cu 9 milioane, ați luat mici cu 10 milioane, sunt sigur. Dar ei nu au primit nici. Acum, iară, vreți să faci iară cu o greșeală. Acum, nu, vreți să faci iară cu o prostie acum, dar faci domnul nostru și domnul primar. Vreți să faci acum să puneți antrenori pe președinte, băiatul Păsăr Popa. Când vezi domnule că ei sunt consilieri cu locul mare. Ba da, vreți să faci acum sub societate comercială. Asta e asta. O companie sportivă. Nu, ce-a făcut? Și tot Păsăr Popa și cu fiul sus să fie acolo poștă. Ia uite asta, vedeți aici. Dar bărbunii de ce nu? De ce nu căutați din băieții ăștia aici? Să faceți o echipă din... Acolo trebuie un specialist, un antrenor. Și cum ai zice aici? Dar mai văd că eu nu știu specialist să fii. Eu sunt un politic specialist. Corect. Dar profesor de specialist. Păi de ce nu fii și-o dat bani? La globul nu-i pentru că... Mulțumim pentru introducere, domnul Chirea și domnul Menache. Așa este exact cum a spus dumneavoastră. N-ați pomenit de apă, să știți, ați uitat. De foarte multe ori s-a jucat la 33-35 grade, n-aveau băieți niciun de apă. Am avut, ne-au dat cei de la Dofteana. Da. Am jucat acasă, ne-au dus. Deci nu aveau, e foarte greu să mergi pe stradă. Și ți se intra să mai faci recurs 90 de minute. Ați pomenit de echipamente. Ce echipamente? Unde sunt? Mama, aici am și capitanul echipei, Ionuț Pocheșcan. El a cumpărat mici, să știți. Sponsorizări. Da, a cumpărat mici. A cumpărat mici. Și chiar ne-a dat și școlii, să știți. Cine a cumpărat? Pocheșcan. Da, a cumpărat din banii lui, a cumpărat mici. A cumpărat mici la echipă. Noi nu avem echipamente. Echipamentele s-a lidat AJF-ul. A fost un contract de... cu AJF-ul, AJF-ul are în AJF-ul fiind asociația județeană de fotbal din Bacău. Dar n-au dus. Au parteneriat cu un club din Germania și ne-a dat un echipament nou. Da, așa este. Da, așa este, știți. Dar nu s-au luat din banii noștri. Nu, alea au fost donați. Da, haideți să vă dau cam aici niște foile, am spus, să știți, pe site-ul AJF-ului. Situația e pe fotbal, practic clasamentul, mulțumim de 5 ani, fără anul trecut. Vă rog să vă uitați doar jos, atât ca vorbiți. Știți care vedea de vârstă de pasă? 30 plus. Am avut 3 copii foarte buni, 3 copii talentați, unul din clasa 8-a, 2 copii de la liceu, 14-16 ani. Au plecat la jur. De ce? Păcat. Noi nu facem profit, da. Noi nu facem bun, noi nu facem business în fiecare fotbal, să știți. Noi facem, o parte dintre noi avem cap. Chiar spate mai cu picioare rupte, banii noștri, spitalizări, chiar și eu, șerezi. Nu facem profit, dar măcar să ținem copiii noștri aproape. Nu aducem din alte părți, că nu avem bani. Și la un moment dat am avut 30, cât am avut? 29, nu? Da, 29 de copii, nu, 25-26 de copii și vreo 3-4 mai învăță că e nevoie și de noi. Știți cât mai sunt, atât s-au fost altul meci? La repeciuni 11, din care 3 portari. Din care 3 portari. Așa este? Da, da. Da, din care 3 portari. Ce vrem? Nu vrem pasă, ce-ți faci una de pasiune în toată asta. Și domnul Chiriac știi că sau... Nu știu. Care mai da banii? Chiar și domnul Marin. Și-a ținut chiar mai sponsorizat.
mi trebuie un ban, nu contează. Sunt bine cum sunt și chiar sunt bine. Nu vă trebuie, domnule, dar aveți bani alocați. Nu vrem noi bani personali, domnule. Nu vrem noi bani personali. Aveți bani alocați, domnul Oana, fiecare an, pe consiliul local. Unde sunt banii? Să ni se spună unde sunt banii aia, dacă n-ați primit nimic. Unde sunt banii? Nu știu, la Costică, la Basilică. Nu știu, să facem domnul viceprimar, să urmăm noi echipa. Eu vreau să iei echipa, să știți. Eu am încercat asta. Ai interlocu. Chiar am compromis cu domnul Popa, nu se poate. De aceea sunt ăla. S-a făcut un ședință în vestiar, toți băieții spate. Și am mă lăsat timp să mă ocup. Da, da. Da. Ce vreau să mă ocup? De echipă, când s-o ocup de organizare, tot ce ține. Eu știu că s-a făcut o asociație, s-au unit președinte. N-am fost invitat și m-a deranjat. Deci am văzut domnul Popa dimineața aia. Dimineața aia și chiar m-am sunat personal să spun, ce face un mecean în cal? Mi-a spus că nu fi sărbătoare, dar a doua zi s-a dus cu echipa la Crăciun. Dar a fost ședință făcută și m-a sunat, nu era doamne persoane care m-a sunat și frumos, și mi s-a spus că eu sunt din unde sunt acolo, că eu am alta amenitate cu niște, și n-am avut loc mă dea în cam acolo. Deși nu am dotez pentru asta, să știți, dar persoanele sunt timpul mă sunat. Nu mă sunați. Deci mă interesează foarte mult ce te faci de acum acolo pentru copii. Primul rând este un stadion. Dar să-l închidem la ora 9 seara. Știți ce se întâmplă seara în stadionul? Nu. Haideți să închidem stadionul. Haideți să avem grijă puțin de stadionul ăsta. Nu știu dacă ați văzut cum arată tribuna aia. Știți ce poate numai acolo? Da, eu nu pot să ne asum, sunt organizator din Nu, nu, ce să trebuie reparat. Hai să ascultăm, vreau să fac vin aici, sunt acum faci. Eu o să răspund, dar se vede sub aia de joc, eu o să răspund în fața legii, dar un spectator care de acolo. Acum nu trebuie manajarea tribunii sau privat și trafon sau datul la mătură, nu. Păcați-mi lăsați prin noi, dacă există, nu știu, ceva legal, un temei legal, să nu sunt problemii. Nu chiar putem să știți. Eu fac educație fizică și cred că am avut cunoștință domenii pe Popa. Hai să vă opresc. Da. Eu vă vin și nu să vreți aici și vreți să faceți acest lucru. Dar vă spun că abia avem rezervarea pentru faza sportivă Flamura Roșii, Club Sportiv Flamura Roșii. Încă nu au fost aleși. Urmați să facem o discuție, am luat ca un primar, trebuie să vă convoace, nu să mai reacție că profesorul acela s-a spus că urmat de băi, dar astea, nu, no, să spun eu, eu vă spun că știu exact tot ce se întâmplă. Chiar dacă nu spun ce mai bun. Și domnul primar chiar mi-a zis să vă transmit. Să facem o ședință care să o convocăm pe toți, care puteți implica de ei, chiar și pe domnul profesor. Da, și noastră și vedem care mai vor să implice la echipă, ca să facem, de fapt, biroul director pentru baza sportivă. Noi funcționăm, deocamdată, cu baza sportivă, ilegal. De ce? Pentru că vechii care au fost președinți, nu mai sunt, domnul Fuieranu, cum mai e decedat, și tot așa, că au fost înființat baza sportivă de vechi. Și de aia s-au afiliat la baza sportivă la Bacău, ca să poată să funcționeze, să poată să meargă cu meciul. Noi acum vom fi independenți și vom putea aloca legal bani pentru tot ce ține baza sportivă. Până acum, banii care au fost alocați, doar pentru arbitraj, pentru echipament cu mașină, știu cum mai avea reușit. Da. Cu transportul au făcut cum a putut cu jolii de drept la școli. L-au făcut și dânsii ca să faceți, puteți să mergeți la... Doamne, ce se întâmplă? O să facem o ședință în care o să fiți aleși cu... Felicit pentru că te ocupi în special și chiar... Dar mi-ar plăcea să mă ocup, Ei, și o să faci parte din echipa asta, cu siguranță. Atâta timp cât suntem, domnul Mare mi-a zis, chiar mi-a transmis să vă spun că e foarte încântat de ideea, vreți să vă înțelegi și chiar a spus că și eu să vrea să participe la ședință și să-și pune punctul de vedere și avea să ocupi de echipă. O să felicitări, cu mare drag. Numai că, de ce l-a pus cu domnul Popa? Trebuie un reprezentant care este angajat în primărie. Păi și de ce fie el? Popa? Unde sunteți o mare eroare? Dați-mi voi spăriți. Sunteți o mare eroare. Mare eroare. Noi suntem cei care finanțăm Consiliul Local, noi suntem proprietarii al clubului. Dar au fost alegeri făcute cu domnul Popa, sunt ilegale. Nu există o numire. Deci, există o numire. Stai puțin că domnul Ana a spus că au fost alegeri. Fără consimțământul nostru la Consiliul Local este ilegal. Și-au făcut ei o treabă. Nu, am înțeles greșit eu?
Da. Ați spus că a fost alegeri pe puteri și domnul Popa s-a ales. Nu, Mariu. S-a spus, au propus. Mariu, nu. S-au propus sau au fost aleși? Nu, lăsați-mă vreo să-i strade. Haideți, ca să ne înțelegi. A fost o discuție, da? O persoană care are foarte mult de la noi în comun, da? A fost o discuție, la un avem să numim de acea persoană, sigur n-avem să numim. În care Siri, băiatul domnului Popa, a fost desemnat președintele... Nu, de către cine? Nu a fost desemnat. Nu a fost. Care ei? Ei suntem noi. Pentru că noi finanțăm... Era și domnul primar de față. Era și domnul primar de față care a telegrafat telefonul. Dar are nicio treabă. Vă zic local. Reprezentant, mă uitam să ocupi de acolo, să discute cu voi. Domnul primar nu are mandat din partea Consiliului Local să vorbească cu dumneavoastră. Domnul consilier, eu vă spun din punct de vedere juridic. În privința asta, momentan, încă nu s-a ales Consiliul Director pentru compania sportivă, se vor, club sportiv, se vor alege președinte, care va fi tot din cadrul Consiliului Local. Nu neapărat, Consiliul Local, deci noi putem să alegem pe domnul să pune pe dumneavoastră. Atât timp cât noi suntem finanțatorii, noi decidem. Nu ați înțeles. Una este să fie președintele asociației sportive. E cu totul diferit. Nu înțelegeți asta. Bun. Noi o suportăm bugetul. Pentru baza sportivă, că o să alocăm bani și pentru protocol. Păi și cum adică noi finanțăm, alocăm bani și alții numesc nu poți să pui pe președinte. Ați înțeles? Deci, consiliu? Dați-o! Cel mai bine să-și facă alegeri în cei mici. Dar noi suntem cei care te zic, bădă, mai candidează. Marius, noi putem să presemnăm. Hai să se mine, băiatul discuție. Ați fac doar minte atunci. Noi de la minte și nu trebuie să faci partea asta. Domnul Popa. Am încercat să știu, nu se poate. Nu se poate. Această discuție o să putem cu domnul primar. Eu am înțeles situația. Vă dă tot schijinul și vă... Poate n-am să domnul Iosu, tractor. Pentru ceea ce faceți, ați venit aici și trebuie să faceți transportul. Eu vă spun ce vreați să vă vreați. Bravo, lumea. Și o să avem discuția asta când vine dânsul. Poate sper să rezolvi problema asta. Dar vreți să faci față rău. O piață la nimic, să vadă acolo ce răspund. Și de luni, de luni, săptămâna de care pus, va fi la primărie cel puțin de luni până joi, fiecare zi. O să facem convocare, discutăm în prima fază la nivel de primărie și apoi să venim propuneri din Consiliul Local. Corect, și aici te susțin și noi. Păi și dacă băiatul ăsta este profesor de sport, nu ar fi indicat să mă mare, vreau să fie antrenor sportiv. Băi, băiatul nu să faci sport și tot ce de la răzut. E cu și ei mare sunt domnizii de el. Eu zic de el, popa. Și băi, hai să lăsă răutăți. Deci hai să lăsăm răutăți. Hai să lăsăm răutăți. Și mă mulțumesc că vreau să lăsăm răutăți. Poți să plecați din comun, să lucrați la ocupat, să aduceți la apoi ce este. Nu, nu, nu. Dacă ne dăm la prietenii, noi avem. Există și posibilitatea, vor să știți. Bun, dar și vorba. Legitimați lucruri, mi cer bani. Pentru unii, mi cer bani să luăm legitimați. Vă spun că, începând de luni, se va implica și vă facem împreună cu voi toți și pe cine mai aduceți, să vă facem împreună echipa și să facem și Consiliul Director care scrie în după și lor, aici se votează banul și prima. Suntem mulți. Maria Angelia, primul că s-o dăm acum toți. Da. Că lasă de sponsor de mai bine. Nu e fără. Care e fără? Care e fără? Care e nu e ce pensi mare, Golan, dar ești să-i plăcă. Vă un minuat de lună. Nu, dar vreau, Iromic, eu dau, dar vreau să le dăm un răspuns la oamenii ăștia legal, de la dânsii din primărie, dacă în fiecare an s-au alocat bani, ce s-au făcut cu acei bani dacă oamenii ăștia au primit? Fiecare echipament deja, unii s-au alocat. Tot referitor la... Nu, dar vreau să fie menționat în procesul verbal. Nu-i domn director. Nu sunt mare. Faptul Vasilii. Da, da, da. Ia zi! Domnul Mici, aici cu echipa asta de sport, tot timpul vă spun.
Da, sunt păi astăzi s-a venit aici pentru ca Costel Boba să nu mai fie antrenor. Da? S-au dat niște bani. Înțeles, 150 milioane. Banii am unde sunt. Vă prezentați în doamna Camilu, ca nu mișcă. S-a numat de aici. Sau pot. Pot, doamna. Că se zice că s-a dat bani. Deci niciun ban nu a ajuns la copii ăștia aici. Noi am dat fiecare cum am putut. Care la sumele care s-au plătit pentru bani la sportiv? Asta e. Iar cu domnul Costel Popa am discutat în privat și am spus ca să mersi pe domnul profesor Ionuț, băiat tânăr, priceput, mult mai priceput ca domnul Popa, și de profesie, mult mai priceput ca domnul Popa, că l-am văzut, l-am urmărit și eu pe la antrenamente, pe acolo nici nu știi să pună copiii în teren, să stea în teren, macar. Cam asta e problema. Vrem ca să fie antrenor Ion, da, deci o treabă. Veniți la următoarea ședință din Consiliu, asta vă spuneți. Veniți, nu s-a venit. Eu știu că domnul Popa este premiat. Domnul Popa, bănuții nu mai ajunge acolo, îi bagă în buzunar. Cam asta e treaba, deja e opus interdicții pe stadionul, mare cheia, deci închis stadionul. Noi nu putem să mai mergem să alergăm și noi un piculeț să mai... Știți cum e? Iar va până genul, cum să alergi? Vrem să formăm și noi și copiii aici, pe lângă noi ăștia, cât mai putem juca și noi. Doamna, scuzați, sunt soluțați acolo... Păi să-mi se dea dublul la cheie și domnul Vecin, dar nu cheie și de la stadion. Nu, mic, să fie deschis stadionul pe timpul zilei și de către echipajul din noapte, de acolo locală. Corect. Și să nu cheie și ei. Noaptea să fie și poliția locală. Da, noaptea să fie. Nu ai greșit. Să ai poliția locală. Doamna secretar, deci să aibă și ei ok. La asta e. Aia să aibă de acolo, dacă găsiți toată ce vreau și așa de acolo, dar am zis că au căzut copiii pe acolo. Să aibă. Hai, am zis, zice-l. 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 Da, deci domnul consilier a terminat. Da. Și ce ar mai avea de adăugat? Cei de la paste 16. Să nu-i ajute și pe ei, sunt de iarba. Domnule, atunci noi luăm bielanți de la salubrizare. Să-i ajute puțin. Patru, să-i ajute la curățenie acolo, să-i ajute de un fel. Asta e ideea. Dar ea unde lucrează la primar? Hai, domnule, nu se poate așa ceva, domnule. Nu se poate, domnule, să lucreze la primar. Nu, avem la primar de ăsta, nu, doar nu crești, nu. Da. Eu aș avea o problemă cu cel care s-a făcut să comunice amenzile plătite către ANAF. Așa. Mie ANAF mi-a blocat niște bani și atunci plătesc impozit la primărie când primesc eu bani la ANAF. Și penalități dau exact cum îmi dă și mii dobândă la ANAF. Cineva din... că primăria este ca un stup, domnul Costea știe. În stup se țin numai atât, strântul cât e necesar. Aici e invidiu, strântul șef, angajează peste oameni. Dar nu, asta, asta e o problemă. Și îmi pare bine că nu este aici, pentru că acum avem și transparență. Asta ar fi una. A doua problemă, ne-ați izolat acolo la fântânele, timp de peste 80 de ore, cu un drum care l-ați tăiat, asfaltat anul trecut. Eu am femeia diabetică, a trebuit să merg cu bani apoi, că am stricat mașina. Cu ce, dacă cumva se întâmplă un incendiu, o salvare, ceva, nu știu cum putea să treacă la viață. Am postat și pe internet. Pe urmă, i-am arătat cu domnul Radu la Valea Neapului, într-un la o casă. Sunt două poduri făcute. Unul din proiect și unul făcut cu dedicat. La mine acolo s-a făcut în așa fel încât intră apa în curte. Și pot să vă arăt, uitați-vă aici, cum e la mine în curte când plouă. Datorită lucrărilor care le-a făcut domnul Răguță și cu ceilalți care... Aceeași companie cu dedicat să face lucrările, aceeași șef, aceeași proiectanți, aici se fură bani. Vă spun sincer și obiect. Iar... în privința gunoiilor care le-am postat cu domnul Radu, cred că veniți și văd. V-am rugat înainte, în timpul campaniei, să-mi puneți un bec. V-a strâns de mine, mi-a pus un bec as, după atâta timp. Pe bine că nu ți-am luat becul. Da. Sunt situații când l-am luat. Da. 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 Da.
altceva ce se da, cu gazele, s-au băgat gazele, s-au luat bani de la oameni, nu s-a dat o chitanță, nu s-a dat un cont fiscal, nimic, 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 acolo s-au făcut aeroporturi de bani. Când s-au băgat gazele. Am dat câte 2700. Am dat de la primărie. Nu, 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 am venit la firmă de gaz. Domnul primar a mers la CR, a vorbit, a făcut o ședință, a spus că să contribui tot. În momentul când a întrebat de chitanță, au fugit la bat. Constructorul care a cu branșa amintit, s-a dar este cu știrea primarului, domnul primar a spus să dă banii ăștia în ședință, că nu-i nebun. Ce să mai spun? Pentru că asta că ați crescut impozit și dați să știți la urneze. Deci aici am vrut pe mine. Iar când s-a apucat de lucrare, trebuia pus acolo un jandar, că avem de spui, plătiți un polițist de asta, să spui, domnule, drumul închis. Nu merge acolo, am pus cadă, să blochează unul pe altul, știți drumul, cunoașteți foarte bine, insul din gust. Nu a răspuns nimeni la telefon. Nici revutul politic. Nici dumneavoastră n-ați pus să răspunzi la telefon. Ne-a bagat, plăcuntit. V-am sunat personal, după care l-am sunat, abia după aceea l-am sunat pe domnul Radu la Păsurești, pe domnul Radu la Păsurești. Abia de urmă l-am sunat pe domnul Radu, ca să... Noi ne băteam cu constructorul acolo, a venit tot același om, domnul băieț, domnul Tuhan, cam așa ceva, același face toate lucrările, care e dedicat, special, nicio problemă. Ca să fie bine la alegeri, o asfaltat peste podul, pe unul tăiem din nou, nici un an de zile nu are acel asfalt. Nu-s bani aruncați, bani în moșa la râna. Și ar trebui ca angajările astea, cât de cât, dacă sunt așa de necesare. Hai, domnule, să facem un referendum când e necesar, nu necesar. Vin să plimb unul după altul, cumpărăm și mașini speciale ca să aibă somnul leu, benzinele de contăm, alții mai repară mașini pe bani publici, bani personale, alții aud acum, chiar tirea că fără DNA toate. Acolo se face și se închetează treburile astea. Știu că este domnul Benea care sunt dosarul pe loc, dar facem greu afam piscării de neau, dacă eu sunt primul care merg. Haideți să deci la DNA, la o bat cu bătul toți, dar să-i păi nu poți să declare. Deci declarăm ședința închisă, vă mulțumim.